Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Numele meu este Andreea Chebac, iar alături de mine se află unul dintre lectorii Fundației Calea Victoriei, Carina Noghi. Carina, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și mulțumesc frumos pentru invitație și pentru această oportunitate de a clarifica încă și mai mult mesajele pe care le transmitem la cursuri și tematicile pe care le discutăm. Carina are dublă specializare și de actriță, dar și de psiholog, și o să folosească informațiile din ambele domenii la cursul pe care îl va susține la Fundația Calea Victoriei, și anume tipul de personalitate și comunicare eficientă. Curs care se întâmplă în 4 zile consecutive, în perioada 22-25 iunie. Carina, am citit în prezentarea cursului tău că la prima întâlnire îi ajuți pe participanți să își descopere tipul de personalitate. Din experiența ta la acest curs, există un anumit tip de personalitate care alege preponderent să participe la genul ăsta de cursuri? Mă întâlnesc deseori cu personalități extrem de dinamice. Noi aici la curs vom discuta practic mai multe dimensiuni de personalitate și de fiecare dată cursanții întreabă cum vine asta, câte personalități sunt, ce se întâmplă. Sunt fir foarte dinamice cei care participă și au un nivel de anxietate ușor de tolerat. Acesta ar fi profilul cel mai des întâlnit. Noi facem o glumă la curs și spunem că depresiv sigur nu sunt din moment ce se află în sală, da? Adică din moment ce se află în această echipă alături de care explorăm fațetele personalității, cu siguranță nu avem o personalitate încremenită, acesta fiind personalitatea depresivă. Apoi avem trei modalități diferite în a aborda personalitatea. De ce? Imaginați-vă că personalitatea este un diamant multifacetat și pe fiecare fațetă a diamantului putem observa lumina altfel. Și diamantul, pe măsură ce noi ne învârtim în jurul lui, începe să strălucească altfel și altfel și altfel, de o manieră fascinantă. Desigur că la curs veți regăsi teste foarte scurte, foarte practice, fiabile, în urma cărora putem să stabilim câteva tendințe ale personalității. Când vorbim despre fațetele diamantului, da, unele dintre ele sunt mai tăioase, altele, dimpotrivă. Așa se întâmplă și în cazul personalității umane. Unele trăsături sunt mai accentuate, altele dimpotrivă sunt mai blânde, mai ușor de tolerat. Care este modulul în care testăm practic cât de eficientă, cât de accentuată, cât de blândă este personalitatea noastră? În fiecare dintre cele patru întâlniri luăm ca barometru, contor, modalitate de evaluare, relațiile pe care le avem cu ceilalți. Și spunem că în funcție de feedback-ul pe care îl primim de la cei din jurul nostru, așa vom avea o posibilitate cât mai acurată de evaluare a personalității. De ce spun asta? Pentru că deseori mi se întâmplă și mie să răspund la testări așa cum mi-aș dori să fiu văzută. Și personalitatea are legătură cu acea dimensiune a eu-ului nostru pe care o lăsăm să se vadă. Însă este important pentru creșterea noastră personală, pentru a avea o viață plină de bucurie, o viață de calitate, este important să fim autentici și să verificăm dacă în interior este același lucru ca în exterior. Și să luăm un exemplu pe care l-am avut la una dintre întâlniri. Să zicem că lumea din jur ne spune că suntem trădători. Însă în interior avem toate justificările posibile pentru acțiunile noastre. Intenția din interior este întotdeauna una pozitivă. De multe ori este una care apără propria personalitate. Însă nu neapărat feedback-ul celorlalți este la fel de pozitiv pe cât gândim noi că este intenția de la care pornește. Și atunci trebuie să luăm în calcul și efectul acțiunilor noastre.
în funcție de acest efect al acțiunilor noastre, vom evalua practic dimensiunile de personalitate. Cursul începe de la dimensiunile caracterologice, despre care vorbește Hipocrate. Este atât de vechi acest sistem de evaluare a personalității și practic descriem fiecare dintre tipurile de caracter. Generic se numește teoria umorală și vorbim despre tipul de caracter coleric, despre tipul de caracter sangvinic, despre tipul de caracter flegmatic și despre tipul de caracter melancolic. Pentru că acestea au o determinantă genetică, ele practic se moștenesc, sunt foarte dificil de schimbat, așa cum noi înțelegem acest termen de schimbare. Însă, avem posibilitatea să diagnosticăm propriul nostru caracter și în funcție de asta să reglăm efectele pe care le avem în sfera relațională. De multe ori, un coleric, în economia grupului pe care lucrăm, nu? Se întâmplă să fie foarte greu tolerat. De ce? Pentru că are un prag de excitabilitate foarte sensibil. Și deseori, indiferent ce spunem, colericul se va ridica în picioare și ne va da o replică să ne fie cu folos. Tu ai anticipat puțin următoarea mea întrebare, pentru că voiam să te provoc să ne spui care sunt principalele tipuri de personalitate, ceea ce ne-ai spus deja, și cam cum reacționează ele în comunicarea de zi cu zi, în afară de coleric despre care ne-ai spus. Colericul duce foarte bine relațiile cu un tip de caracter sangvinic, pentru că sangvinicul este echilibrat, este și rapid, nu-i dă timp colericului să se plictisească sau să se enerveze prea tare, se adaptează foarte repede și este și bine dispus în majoritatea cazurilor. Și are o capacitate de stăpânire de sine foarte bună și uneori poate chiar să lase de la el și, de ce nu, să renunțe ușor, câteodată chiar la activități care sunt destul de importante pentru sine. Însă e foarte greu de dus o relație între un caracter coleric și un caracter melancolic. De ce? Pentru că melancolicul se va simți foarte ușor lezat, foarte ușor abuzat, pentru că are un tonus mai scăzut, pentru că este ca vremea ploioasă de afară, are o stare interioară particulară, este foarte sensibil, foarte emotiv și foarte ușor se poate simți lezat de caracterul coleric, nu? Care este copleșitor. Și atunci, când suntem într-o astfel de relație, sigur că ne vom uita după cărți, cursuri, informații care să ne ajute să comunicăm cu personalitățile dificile. Nu este vorba de faptul că una dintre personalitățile noastre este mai dificilă decât cealaltă. Nu este vorba despre faptul că partenerul e o persoană dificilă sau că noi suntem o persoană dificilă, ci este vorba doar despre reglarea comunicării. Sunt aceste patru tipuri caracterologice de la care pornesc practic toate teoriile despre personalitate. Apropo de câte tipuri de personalitate sunt, sunt foarte multe tipuri de personalitate pentru că fiecare specialist, psiholog, îndrăgostit de această sferă, începe să diagnosticheze și să structureze câteva criterii în funcție de care noi ne putem da seama de particularitățile ființei noastre. De particularitățile prin intermediul cărora dialogăm cu exteriorul. De ce? Pentru că personalitatea este practic această coajă de nucă pe care fiecare dintre noi o folosește pentru a putea să ducă relația cu exteriorul. Este multifacetată, cum spuneam mai devreme, la fel cum e coaja de nucă, are multe caractere încrustate. Și pe fiecare dintre ele le folosim în relaționarea noastră. Și atunci este foarte important să înțelegem ce anume pornire avem, în așa fel încât să putem avea efectele scontate. Spun asta pentru că deseori la curs, atunci când în prima ședință iau așa de la fiecare cursant obiectivele pe care le are la acest curs, și îi îndemn să-și formuleze obiective cât mai specifice și să pună pe hârtie și să facă efectiv o strategie de lucru pe fiecare obiectiv pe care și-l dorește.
Și de multe ori obiectivul este acesta, vreau să am succes. Bun, este destul de generic, mai specific, unde vrei să ai succes, de ce? Pentru că unii dintre noi au nevoie să regleze sfera profesională și alții au nevoie să regleze sfera personală. Însă ceea ce am observat lucrând cu oamenii este că nu ai cum în sfera profesională să fii o persoană a cărei apropiere o caută toți ceilalți, fără ca în plan personal să fii o persoană generoasă, care să și ofere, nu numai să ceară de la celălalt. Și atunci, cumva, capacitatea aceasta de a oferi și de a solicita de la celălalt implică o dimensiune particulară, care este flexibilitatea. Și flexibilitatea nu denotă un tip de personalitate, este doar o caracteristică pe care însă putem să o cultivăm la toate tipurile de personalitate. Într-una dintre întâlniri vom vorbi despre tipurile de personalitate pe care sfera psihologiei clinice le diagnostichează, dacă vreți. De ce? Pentru că, așa cum spunea Freud, între sănătatea psihică și boala psihică, diferența este doar de grad. Însă, pe fond de stres, de anxietate, imediat intrăm într-o stare de încremenire, pe care noi o numim depresie. Și aceste dimensiuni sunt foarte bine descrise de sfera psihologiei clinice. Cunoscându-le, ne putem păstra starea de sănătate, pur și simplu ferindu-ne de ceea ce s-ar putea să ne pericliteze. Și la curs vorbim și despre stres, vorbim și despre anxietate, vorbim și despre paranoia, vorbim și despre depresie. Vorbim și despre personalitatea histrionică și ușor, ușor, cu fiecare ședință în parte, cu fiecare test pe care îl facem, cu fiecare percepție pe care o avem despre o imagine. Am pus aici în spatele meu un fișier în care puteți să observați câteva dintre imaginile pe care noi, practic, le folosim la curs pentru a face exercițiile. De ce spun asta? Pentru că atunci când avem o cunoștință foarte bună despre propria noastră personalitate, uitându-ne la imagini, vom avea posibilitatea, prin ceea ce spunem că vedem la imaginea respectivă, să fim efectiv evaluați de grup, iar grupul să ne spună ce fel de personalitate avem. Și este un exercițiu foarte bun, răvășitor pentru mulți dintre noi, pentru că nu ne așteptăm să fim atât de acurat evaluați de persoane care nu au treabă cu psihologia clinică, nu au ca pasiunea vieții să scoreze și să calculeze testele de personalitate, dar care capătă această cunoștință și conștiință asupra tipurilor de personalitate și asupra acestui diamant și au posibilitatea să diagnosticheze foarte acurat. Ceea ce mi se pare o achiziție importantă. Spuneam la începutul discuției că tu ai o dublă specializare, cea de psiholog, după câte ne-ai povestit, dar și cea de actriță. Și mie mi se pare foarte interesant ce aduci tu din lumea teatrului în acest curs. Să știți că atunci când am început cursurile, eram foarte psiholog. Când mi-am dat eu seama că sunt psiholog, eram foarte psiholog. Și am descoperit că sunt foarte rigidă și că oamenii nu pot să învețe doar luând notițe, doar calculând, stând în structuri foarte clare, foarte fixe însă. Și atunci am adus această experiență pe care o parte din viața mea am explorat-o. Motivul pentru care m-am dus la facultatea de teatru a fost să învăț să trăiesc viața așa cum nu fusesem lăsată până atunci, datorită structurilor rigide din educația parentală. Și am explorat tot ce am putut să explorez prin perspectiva unor roluri și am studiat, practic, psihologia prin intermediul rolurilor. Această cunoștință am adus-o în cursul de evaluare a tipurilor de personalitate și facem jocuri interactive între participanți. De ce? Pentru că o bună parte din viața noastră am învățat prin joc. În copilărie, prima și prima dată când am învățat să mâncăm cu lingurița, am învățat prin joc.
nu? Vine avionul. Bun. De acolo și până la viața de adult, jocurile au început să se cizeleze, la fel ca și personalitatea noastră. Însă, reușim să determinăm această dimensiune de flexibilitate a tipului nostru de caracter prin joc. Și jocul este unul dintre instrumentele pe care un instinct cu care ne naștem cu toții și despre care vorbește Carl Jung, instinctul creativității, reușește să-și facă loc în viața noastră. Și atunci, când învățăm prin metode creative, prin metode care ne scot din structură, abia acolo informația o facem a noastră. Abia acolo reușim să ieșim din patternuri, să ieșim din cutii, zise americanul. Think out of the box. M-am gândit la treaba asta multă vreme și nu înțelegeam ce vrea să zică. Însă atunci când l-am recitit pe Caragiale, am înțeles ce vrea să zică americanul cu think out of the box. Și a fost uimitor pentru mine să văd cum un text foarte simplu din Caragiale sau din Goldoni, un text vechi, un text din Shakespeare, cât de multe aspecte despre personalitate și despre psihologia umană poate să aducă ca beneficii de învățare adultului care este efectiv pus în personajul respectiv. Și de multe ori la curs facem apel la aceste aspecte și ne jucăm un pic mai mult decât calculăm cu pixul pe hârtie. Bun, să spunem că am fost la cursul tău, am venit la cursul tău, am aflat ce tip de personalitate am. Ce fac de aici încolo cu informația asta? Cum mă ajută pe mine efectiv în viață lucrul ăsta? Prima dată te va ajuta pe tine, Andreea, la fel ca pe toți ceilalți cursanți, păstrând aproape notițele de la curs. De ce? Pentru că de la prima ediție a acestui curs și până în prezent, toți cursanții lucrează propria strategie și lucrează cum anume să sublinieze acele informații extrem de uimitoare, extrem de folositoare și să le aplice în acțiune în sfera pe care ei au vizat-o încă de la început. Se întâmplă să și schimbe pe parcursul întâlnirilor, să spună, am înțeles asta, am verificat-o deja, am aplicat și am rezolvat. Acum vreau în partea cealaltă. E în regulă. Însă aceste informații pe care putem să le surprindem despre noi în economia acestui curs sunt informații care ne ajută pe termen lung. Pe termen lung vom reuși să ne reglăm relațiile sociale, pe termen lung vom reuși să ne reglăm relațiile intime și nu întâmplător, ultima noastră întâlnire din acest curs despre tipurile de personalitate este întâlnirea în care vorbim despre cum influențează sexualitatea tipul de personalitate. Nu mergem până în sfera patologiei, Doamne ferește, nu ne interesează să găsim aceste valențe, ci pur și simplu facem diferențele între tipul de relaționare bazată pe transfer erotic și tipul de relaționare bazată pe ceea ce americanii iarăși numesc chimie, da? Chemistry. Sunt diferite intensități, însă firea umană are această pulsiune, care este erosul și care inevitabil își cere drepturile la existență și care de multe ori ne poate sabota relațiile, indiferent cât de bine cunoaștem sfera aceasta tipurilor de personalitate și a valențelor pe care efectiv le punem în acțiune. Și atunci, în ultima ședință, facem efectiv un feedback despre care sunt realizările importante, care sunt acele informații extraordinar de relevante pentru fiecare participant în parte și de multe ori învățăm unii de la ceilalți, pentru că unii aud ceva, ceilalți aud altceva și această zonă de feedback e foarte hrănitoare pentru grup. Apoi, vedem toată această perspectivă a acționalității prin firea umană, care este o fire uneori axată pe manifestarea erosului, alteori axată pe manifestarea tanatosului, care este iarăși o valență destructivă. Nu? E important să știm cu ce ne confruntăm. Și ceea ce ne poate ajuta pe termen lung să avem acest succes personal pe care cu toții ni-l dorim și să avem o viață de calitate și să avem sănătate psiho-emoțională în viața noastră, este să știm cu ce ne confruntăm. Prin urmare, doar aflând și doar
orientând atenția către aceste aspecte pe care le considerăm a fi importante, viața noastră chiar se poate transforma. Este un proces de creștere pe care putem să-l favorizăm având aceste informații. Așadar, efectele sunt pe termen lung. Bun, îți mulțumim foarte mult. Cam asta a fost. Mulțumim. Eu vă mulțumesc. Dumneavoastră că ne-ați ascultat, îi mulțumim Carinei pentru discuție și nu uitați că în perioada 22-25 iunie, Carina vă așteaptă la cursul ei de la Fundația Calea Victoriei, tipuri de personalitate și comunicare eficientă. O zi bună tuturor!